Cantina Universității Politehnică Timișoara s-a umplut miercuri 16 octombrie 2024, încă de la primele ore de studenți și absolvenți veniți la cea de-a 25-a ediție a Zilelor Carierei, cel mai important târg de joburi și practică din partea de vest a țării, organizat de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul UPT. O ediție aniversară care stă sub semnul schimbărilor tot mai profunde din piața muncii, dar în același timp o oportunitate de informare pentru studenți și absolvenți. Diversitatea mare a angajatorilor prezenți la zilele carierei, de la companii din zonele IT, automotive și inginerie, până la cele din sectorul financiar, retail și chiar instituții de stat, sunt pe de-o parte o dovadă a bunei colaborări pe care Universitatea Politehnică Timișoara o întreține cu mediul economic, iar pe de altă parte a rolului tot mai important pe care schimbările climatice accelerate îl joacă în toate domeniile de activitate. Reprezentanții mediului economic, unii dintre aceștia fiind alături de Politehnică încă de la prima ediție, au subliniat faptul că majoritatea companiilor se află la Timișoara, datorită UPT, iar dacă industria e atât de dezvoltată în oraș, aceasta se datorează în mare parte Politehnicii și a specialiștilor pe care aceasta îi formează.